Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru luna noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste, carieră și bani, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat de la îngerii romantici îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru bărbec în această lună noiembrie. În primul rând vin către voi cu vești bune, dragi bărbeți, și anume că începutul lunii noiembrie poate să fie puțin mai aglomerat pentru voi, doar că partea bună e că reușiți să vă rezolvați foarte multe lucruri care au rămas restante. Începând cu 4 noiembrie, marte, guvernatorul vostru intră în leu, o poziție mult mai bună pentru voi și uită că bărbecul în luna noiembrie este foarte mult ajutat de creativitatea sa, de dorința de a iubi, dorința de a se distra și foarte mult ajutat, mai ales dacă alegi să acționezi conform copilului tău interior și, de asemenea, bărbecul va. Urca așa pe o scenă în luna noiembrie sau cine știe unii deci poate chiar vă cereți drepturile, poate chiar vreți aplauze de la ceilalți. Și e posibil să să cereți acest lucru. Acum luna noiembrie începe cu o lună nouă scorpion destul de puternică pentru voi și care poate să dea startul uh, unei purificări da, pentru pentru berbec. Uite acum să zic că pui de împărțirea unei moșteniri. Acum rezolvi niște lucruri de prin trecut legate de bani, familie, uh, berbecul acolo este implicat în foarte multe lucruri și cumva. E ca și cum îți spui domnule, e ultima responsabilitate pe care mi-o asum, e ultimul lucru pe care îl mai fac, după aia vreau și eu libertate, vreau și eu liniște și pace Și să știi că planetele te ajută în acest sens, uite tot în noiembrie Saturn iese din retrogradare, asta înseamnă că berbecii vor simți o oarecare ușurare privind anumite probleme de sănătate, privind energia lor. Berbecii reușesc să se tempereze în luna noiembrie, mult mai bine față de cum au făcut-o în ultima perioadă, iar cei care tot căutați acolo tot felul de soluții, fie legate de sănătate, fie legate de planul spiritual, uite acolo cu Saturn în mers direct, sunteți mai ajutați ca să, ca să rezolvați. Pe de altă parte, uite, avem o lună plină în Taur, tot în noiembrie, undeva pe 15. Este o lună plină tare ciudată. E, mă rog, luna e lângă Uranus, lângă al gol. Deci, uh, acest eveniment, da, de pe 15 noiembrie, poate să aducă în fața bărbecului uh, o schimbare destul de puternică, atât din punct de vedere financiar, cât și o schimbare privind valorile voastre. Poate pentru unii bărbeci să fie un moment în care reușiți să finalizați ceva important pentru sufletul vostru și aici vă vin bani la rândul vostru, aveți de dat și bani, însă pentru alți bărbeci este despre a vă ambiționa să Faceți doar ceea ce vă place, cumva să vă ascultați acel copil uh, interior, da, unii bărbeți pot puteți să câștigați niște bani dintr-o pasiune pe care o aveți, da, însă eu aș merge pe ideea că berbecul uh, își face cumva norocul cu mâna sa. Berbecul va fi nevoit să ajute foarte mulți oameni în luna uh, noiembrie și asta e ok, Da, e ok. Apoi Pluto schimbă zodia definitiv să mută în vărsător, unde va sta următorii 40-20 de ani. Te va ajuta foarte mult acolo pentru că, Pluto, bineînțeles, trecând în vârsător, cu siguranță îți ia acolo de pe cap atât dorința de putere, de control, cât și anumite responsabilități care poate te-au secat de energie în ultimii ani. Bărbăcul lui are o perioadă bună în care poate să iasă la pensie, poate să iasă dintr-un proiect, se poate elibera de niște responsabilități da, puternice. Da. Poate nu țineau de tine, poate aveau legătură cu oamenii din jur, dar uite, acum bărbecul reușește să pună punct, dar reușește să se elibereze și bineînțeles că în următorii ani bărbecul își va schimba foarte mult cercul de prieteni, planurile de viitor și poate chiar mulți bărbeci o să vă doriți așa mult mai multă libertate în general în viața în viața voastră. Acum vedeți voi este o lună noiembrie în care tot ziceam eu că răsare soarele pentru toată lumea și dacă în luna octombrie lucrurile au fost mai întunecate, mai ciudate, ei uite că în luna noiembrie se face lumină foarte multe probleme și tot luna noiembrie este despre a vedea anumite adevăruri. Este o lună care favorizează în special bărbații, da? este o lună în care să știți că se vor face multe, se vor întâmpla multe și tot pentru voi, uh, uh, uite, finalul de noiembrie vine cu retrogradarea lui Mercur în Săgetător și acolo Mercur retrograd în Săgetător poate să dea startul unei perioade în care berbecul uh, Revizuiește, reanalizează puțin, poate chiar relația cu rudele care sunt la distanță. Unii vorbesc, poate vă revedeți cu tot felul de oameni, alții vă gândiți să reluați niște cursuri și așa mai departe. Însă, cei care v-ați planificat așa niște călătorii spre final de noiembrie, început de decembrie, eu v-aș recomanda să fiți puțin mai atenți acolo, adică să vedeți sigur dacă aveți asigurare de sănătate, dacă aveți toate actele în regulă și așa mai departe. Hai să vedem, dragi bărbeți, și arhanghelii ce transmit pentru noi Și avem așa numărul 42, foarte important, revelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Culorile importante, mov, roz, alb, galben sau auriu. Iar Arhanghelul Metatron este cel care ție îți transmite un dar, o chitare. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale Lui Dumnezeu. Te introduc înaintea chipului celui misterios al Lui Dumnezeu. Simt să repet numerele, că nu știu dacă le-am spus. Avem 42 24 4 2 6. Deci pentru bărbeg poate să fie o lună noiembrie încărcată din punct de vedere emoțional dar este și o lună în care relația cu divinitatea, zic eu, că se, se îmbunătățește. Hai să vedem, dragi berbeci, ce spune și tarotul pentru voi. Să vedem pentru berbec luna noiembrie. Este o lună foarte interesantă, să știți. A început citirea pentru voi se aprinde lumina, așa, în general, în lume și începem să vedem lucrurile mai clar, pentru că în octombrie a cam fost stinsă lumina și nu prea am înțeles noi mare lucru. Da, hai să vedem, uite, doi de cupe, ere mitul 10 de cupe. Bărbăcul își poate găsi fericirea în luna în noiembrie. Unii vă puteți îndrăgosti, iar alții puteți să aveți conștientizări foarte profunde privind relația de cuplu sau, în general, ideea de iubire. Avem aici în o legătură cu zodia Gemeni, dar berbecul poate avea de luat o hotărâre importantă în această lună privind relațiile de cuplu, sau pur și simplu este o lună în care pasiunea este la ea acasă în relațiile voastre. Însă, pentru unii simt aici că aveți de luat și o hotărâre importantă în această lună între minte și inimă. Asul de monede, avem un exterior care înseamnă pentru tine un nou început, un nou proiect, un nou loc în care mergi. Berbecul, de asemenea, în luna noiembrie, își va dori dovezi palpabile, concrete cumpătarea în inima ta, o conexiune cu un săgetător, dar unii bărbeci veți da dovadă de iubire, de răbdare în luna noiembrie. De asemenea, unii bărbeci parcă vă concentrați aici, nu știu, pe sănătatea voastră, vă luați concediu, vă luați liber. Cumva bărbecul reușește să-și echilibreze anumite probleme la nivel de suflet. Pentru că în mintea ta e soarele, deci voi sunteți foarte pozitivi în această lună, sunteți foarte energici. Bărbăcul poate avea parte de succes, poate avansa, poate crește, poate înflori. Iar în exterior avem 8 de cupe. O persoană care abandonează un anumit lucru, lasă ceva în spate. Tot 8 de cupe, dragi berbeci, poate să însemne și faptul că cineva din jurul vostru fie trece printr-o despărțire, fie este cineva care trece printr-o schimbare cumva se îndreaptă către o altă lume cu liniște, cu pace, pentru că avem un patru de spade în plan personal, cineva care se află într-o perioadă de recuperare, cineva care se liniștește în sfârșit și tot patru de spade în acest context poate să însemne că bărbecul este pus pe o vindecare foarte puternică din punct de vedere personal. Poate să însemne și o pauză într-o relație, poate să însemne și că cineva din jurul tău abandonează o situație în care nu se mai simte bine și își urmărește aici cumva, interesul. Lumea, ultima carte pentru tine, este vorba despre o eliberare puternică. da. Lumea să știi că poate să reprezinte și um, o, un succes pe care l-ai o altă etapă în care treci. Dar simt eu așa că unii bărbeți intrați în contact cu persoane care sunt în asentimentul vostru, pentru că voi sunteți deja într-o etapă de noi începuturi, cineva aici închide o anumită etapă și atunci vă întâlniți pe undeva pe la mijloc. Aș merge pe ideea că pentru bărbaci este o lună noiembrie bună, în care, repet, aveți de luat decizii importante între minte și inimă. Este foarte important, dragi bărbeți, în această lună să vă ascultați acel copil interior, să nu mai luați lucrurile chiar atât de în serios și să vă bucurați de libertatea care vi se arată, să vă bucurați de uh, lucrurile frumoase care se petrec în jurul vostru. Da? Uh, acum, Ana, sinceră să fiu în luna noiembrie, vom vedea foarte multe relații că trec prin purificare da? și uh, fie multe relații se închid, altele se transformă destul de puternic, va fi o luptă, așa, în general, în sfera relațională, dar uh, pentru voi e de bine. Da? Pentru voi e de bine, uh, este un moment în care bărbecul în sfârșit, își ascultă acel copil interior și, în sfârșit, face ceea ce îi place. Dragi bărbați, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pe, pentru luna noiembrie. Uh, Poate săptămâna în care vezi această filmare este importantă pentru tine. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la partea bonus. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, clarificăm toate cărțile de tarot, discutăm despre dragoste, carieră și bani, îți ofer un sfat de la îngerii romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru berbec în luna noiembrie. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare, o lună noiembrie cât mai frumoasă îți doresc.